Ce personaj s-a lipit de tine? Daisy, mă dau cu ruj și-s mai cu moți. Regele leu. Umai, 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 in the jungle, umai, the mighty jungle, umai, the lion sleeps tonight. Pentru că are o poveste de dragoste specială. Și pe mine poveștile de dragoste mă emoționează. Care este cel mai amuzant personaj? Donald Duck. Eu sunt ce vreau și... când vreau. Când vreau și cât vreau. Da? Sau cât vrem. Cine ar fi un vlogger de succes? Șoricelul bucătar trebuie să-și facă un vlog de cooking. De cătit. Da, ratatui. Ce lecții ați învățat din filmele Disney? Iubirea e mai presus de orice. Bunătatea te ajută în viață. Urmează-ți inima. Învață să fie puternici, învață să aibă încredere în ei. Au reușit să învețe diferența dintre bine și rău cu ajutorul acestor desene animate. Aceste personaje se transformă așa într-un fel de ghizi. Care e scena dintr-un film Disney care s-a lipit de voi? Atunci după ce s-a născut Simba, a venit maimuța, l-a luat pe ăsta mic, l-a ridicat, s-a dus până la marginea stâncii. Ce m-a impresionat pe mine cel mai tare? Unui animăluț atât de mic, nu îi era teamă de înălțime, mie mi-e frică de înălțime. Mi-a dat încredere scena aia. Că dacă aia, practic leuțul n-a pățit nimic? Unui leuț, adică chiar nici și unui... Nici pe cubul ăsta nu ai putea să pățești nimic, nu? Nu, dacă chiar și un personaj de desene animate, fie el și leu, nu e teamă de înălțime, de ce mi-ar fi mie? Poveștile bune rămân mereu cu noi! Descoperă colecția Fixies cu tematică Disney în magazinele Carrefour! Du-du-du-du.